Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Laura Ramba și vă invit să urmăriți știrile. Tot mai puțin făgărășenii și izolează termic apartamentele în comparație cu anii trecuți, când fațadele a sute de blocuri din orașul nostru au fost transformate peste noapte. Problema cea mai mare este lipsa banilor, spun oamenii. Nici programul guvernamental de reabilitare termică nu va fi implementat prea curând în municipiul nostru. Dacă vara trecută principala preocupare a multor făgărășeni a fost să-și izoleze locuința și să facă astfel economie la plata facturilor de căldură, acum situația s-a schimbat. Criza i-a afectat atât pe făgărășenii care au renunțat deocamdată la această investiție, cât și pe constructori, care au din ce în ce mai puțin de lucru. N-am bani. Că văd că izolează vecinii dumneavoastră. Izolează, eu n-am bani. Este scump? Aveți idee cât costă? Nu, nici am întrebat. Eu sunt singură, n-am bărbat, n-am... Nu e un avantaj, dar probabil criza e de vină, nu? Nu, de fiecare după posibilitățile lui. Dacă omul n-are muncă, de unde bani? Chiar dacă există un program guvernamental de reabilitare termică prin care statul suportă 60% din costuri, primăria 30%, iar proprietarul plătește pentru lucrări doar 10%, făgărășenii vor trebui să mai aștepte o vreme aceste ajutoare. Vor fi reabilitate doar dacă vom primi răspunsul de la minister. În momentul ăsta avem o solicitare din partea lor să le transmitem pentru proiectul de buget pe anul viitor. Le-am transmis locațiile noastre și propunerile noastre. Pentru anul în curs nu știm încă nimic. Totuși, nu toate blocurile vor beneficia de aceste reabilitări. În program sunt incluse doar blocurile construite în perioada 1950-1990. Anveloparea termică presupune lucrări de anvergură, nu doar izolarea termică a fațadelor. Este vorba de izolarea termică a planșeelor peste subsol, refacerea instalațiilor interioare, refacerea și înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare pentru reducerea consumului energetic.